Salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou minunat episod de 60 Seconds. Data trecută lucrurile nu au mers foarte, foarte bine și prin nu au mers foarte, foarte bine vreau să spun că au mers oribil de prost, ok? Am stat undeva pe la aproape 30 de minute să încercăm să facem rost de toate chestiile necesare supraviețuirii și apoi am avut destul de mult ghinion în joc. Minunat! Bun, hai că de data asta totuși lucrurile o să meargă mult mai bine. Îl avem pe Timmy fix aici așa, alături de acest topor. Bun, îl avem pe Timmy. Bun, o să o luăm pe Mary Jane și acest radio. Yes, lucrurile sunt foarte oribile în acest moment, desigur. Nu vreau să fac jinx acestui run. Deci hai să luăm apa asta. Care aia, bun, să știm, în camera asta nu mai avem ce căuta. Bun. Mai sunt câteva chestii necesare aici. Cum ar fi? Asta, voiam să iau aia prin zid, dar bănuiesc că nu reușesc. Ah, la naiba, bun. Punem astea acolo, așa. Ce ne mai trebuie, deci? Bug spray-ul. Băi, știi ce nu cred că am găsit? Oh, god, la naiba. Ah, fuck. Știi ce cred că nu am găsit? N-am găsit foarte multă mâncare și... oh, yes, stai! Oh! Nu, eram fix lângă. Jocul ăsta. E atât de enervant. Bun, am luat medkit-ul, bug spray-ul și o sticlă de apă. Asta arată binișor. Spawnurile par să fie cât de cât okay-ish. Nu foarte bune, dar nici foarte, foarte extrem de proaste. Bun, o să luăm mâncarea de aici. Ce mai avem luat de acolo? Mai avem de luat de aici așa. Toporul. Pușca. Treceți acolo așa. Avem nevoie de... Oh, fuck, Mary Jane și Dolores sunt în aceeași cameră. Avem nevoie de Mary Jane. O să o luăm pe Dolores și o să mai luăm niște mâncare și niște apă. Dolores. Frate, deci... Highlighted este sticla de apă. Iar ăsta mi-a... Ok, ne trebuie asta, ne trebuie cărțile, ne trebuie lanterna aia, dude, apăs de 10 ori. Ok, o să le ducem pentru că nu mai am timp să iau încă o chestie. Trebuie să luăm masca de gaze. Apa aia cealaltă. Oh, Doamne Sfinte Iisuse Hristoase, spunem că asta e de ajuns. Dude, asta e foarte complicat de făcut, ok? Să ai un run care începe bine cu foarte multe chestii de care ai nevoie. Imposibil de greu. N-avem o hartă. Dar în schimb avem multe chestii. Avem medkit, avem cărți, avem 3 de alea de mâncare și 4 de apă. Mă putea să fie un pic mai bine, zic eu. Dacă aveam harta, cred că era mult mai bine. Bun. Dar hai să încercăm așa. Vom încerca așa pentru că sunt destul de sigur că harta va fi complet inutilă, dacă am avea-o, pentru că de obicei nu mă salvează armata. Și să sperăm că... ia să vedem. Trash can is getting disgusting. Oh, ziua a doua. Ok, trebuie să folosim... cartea. Trebuie să folosim cartea pentru a face curat. Avem și un bug spray care se poate transforma în medkit. Bun. Ziua a treia. N-o să mergem încă în expediție. Vom aștepta să treacă radiația. După care vom merge în mai multe expediții. Bun, decided to die, ok, favorite moon, ok, for the reason, blah, 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 neinteresant, ok, asta e ziua a patra, se întâmplă ceva interesant? Nu, nimic interesant. Ziua a cincea, astăzi trebuie să le dăm de băut supraviețuitorilor noștri. Îmi place cum primele 5 zile trec atât de rapid, deci foarte, foarte rapid. Bun, toată lumea are nevoie de apă astăzi și zona este încă... Oh, am auzit ceva despre niște provizii. La radio, bla 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 bla. Să mergem să vedem ce se întâmplă. Da, o să folosim masca de gaze ca să ieșim afară și să facem rost de niște provizii. Și să sper... Yes, boss! Bun! Yes, nice! Am găsit două cutii de mâncare și două sticle de apă. Minunat! Asta este ziua 6, înseamnă că adulților le este foame. Copiilor nu! Ok, asta e foarte ciudat. Bun, adulții de mâncare. Este încă foarte multă... Oh, grozav! Oh, minunat!
Vine un cutremur, trebuie să alegem ce să salvăm de aici. Vom salva radioul, vom lăsa masca de gază pentru că vom aștepta, nu vom merge în expediție și când o să auzim la radio că nu mai este radiație mult afară, atunci vom ieși. Bun, ni s-au stricat. Alea minunat, ziua a șaptea. Ești șmecheră tare. Acum, Timmy și cu Mary Jane sunt înfometați, le vom da și lor de mâncare. Contamination is still strong, deci următoarea zi. Dar în general, primele 10 zile trec destul de rapid. Pentru că nu ai de făcut niște decizii foarte importante. Ok, nu mergem nicăieri. Bun, 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 bun. Thirsty, thirsty, thirsty. Bun, în ziua 10 să nu uit, trebuie să le dau de mâncare. Hai să ascultăm radio, să vedem dacă se întâmplă ceva în lumea asta. Radio-ul e încă ok, e bine că nu l-au stricat. Made contact, the military is coming for us. The soldier with the boring voice very specific about this. Help is on the way, we just need to wait for the instructions and keep our radio working in working order. Ok. Deci aparent vine armata la un moment dat, chică. Să sperăm că vom face rost de o hartă până atunci. Oh, și ne sună cineva la telefon. Timmy, tu ești băiatul care merge la înaintare. Marș afară și răspunde la telefon. Și sunt geminii care... Gasp of relief, bla 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 bla. We could clearly get so bad, bla bla. Da, știam eu că asta o să spună. Bun, deci ne-au sunat geminii și dacă vom avea noroc la un moment dat, vom fi... Vom fi salvați de Gemini dacă avem noroc. Să sperăm că Geminii n-au nevoie de hartă. Bun, am ascultat radio pentru că ăștia aparent au început să devină foarte, foarte nerăbdători să iasă din shelterul ăsta, deși au trecut doar 11 zile. Ok. Contaminarea este încă puternică și nu putem să facem nimic. Bun. Și ce ar fi bullshit? Ca unul dintre ei se îmbolnăvească fără niciun motiv. Pur și simplu. Mort. Get rid of that pessimism, try to bring some more cheerful, bring some more cheerfulness into our lives. Bun. Adulții, foame. Ok, am înțeles. Adulți, mâncare. Looks like the area is still irradiated, nu e safe. Close and time and share and supplies are limited. Okay. There is a group of elderly people hiding in the ruins of the local retirement home. They must have some supplies. No, eu zic că stăm destul de ok cu supplies-urile în acest moment, adică cu proviziile. Da, avem destulă mâncare, avem destulă apă, ar trebui să nu mergem să dăm spargere la bătrâni. Bun, le-am dat de mâncare acum. Thirsty, hung. Mary Jane e înfometată, dar Timmy nu. Ok. Bun, Mary Jane. Ok, still irradiated și nimic interesant nu se întâmplă. Bun, în ziua a 15-a trebuie să le dau de băut, să nu uit chestia asta. Așa, living in the past is not one in the current situation, we need to think of today and tomorrow, bla bla bla. Ok. Deshidratare, deshidratare, deshidratare. Timmy nu e înfometat, ok, next, next. Bun, next. Și... Hear that noise is coming from below. This is probably the right time to check that manhole in the corner. Ok, vor să verifice canalul care se află în colț. Nu putem să verificăm decât... Dar dacă nu selectăm nimic, nu o să-l verifice, nu-i așa? Hai să încercăm totuși. Ce poate să se ascundă în canalul ăla? Oh, God, no. Știam că asta o să se întâmple. Știam, eram destul de sigur, trebuia să-l las în pace. Giant mutated crocodile, aha. Bun, astăzi toată lumea apă, Timmy mâncare. Medkit pentru Ted. Knock on our phone. Who could be investigating a risk in very lives? That sound like a good idea. Shall we open the door? Hai să deschidem ușa, să vedem cine se află dincolo de ușă. Aparent nu ni s-a furat nimic. Turned out it was a nice mysterious fellow in a weird suit. Oh, ne-a dat două chestii de mâncare, bine boss. Acum toată lumea pare să fie în regulă. Ce se spune despre... Da, contaminarea este încă puternică, minunat. Au trecut vreo două săptămâni, dude. Adică știu că probabil contaminarea durează 500 de ani, dar totuși... vreau să merg afară după provizii.
Dolores, Dolores, Mary Jane, ok, bun. Am înțeles, ziua 20, apă. Deocamdată, still highly radioactive. Think you get a chance? Aha. No. A venit un tip care ne-a întrebat dacă vrea, dacă vrem să jucăm cărți cu el pe două cutii de mâncare, dar tot timpul trișează și pierdem, așa că nu. No. Bun, hungry, thirsty, thirsty, hungry, bun. Părinții au nevoie de mâncare astăzi. Still highly radioactive. Ok, hai să ascultăm radio. Să sperăm că la radio o să auzim că the fallout outside has mostly gone. Fii antenă. Okay, guess what? Great news. The fallout outside has mostly gone. It should be much safer to travel on the surface. Now, Mary Jane are nevoie de mâncare, iar mâine toată lumea are nevoie de apă. Mary Jane mâncare. Next. Anonymous note next to our shelter door. Whoever wrote the request that we send one representative to a meeting tonight in a set location. Must come unarmed a bit. What is the... Ok, bun. O să o trimitem pe Mary Jane afară la întâlnirea aia de care am fost anunțați printr-o scrisorică mititică. Ia să vedem. There are others like us. We arrived at the rendezvous unarmed in the time and... Ok, bun. Brother and sister. Yes. Gemini. Bă, e ok. E cât de cât ok. Astăzi, toată lumea are nevoie de apă. A lot of noises come from the neighborhood today. Our guess is that there is a zoo escape and animals are stampeded up there. Might be a good chance to hunt some fresh fruit. Food. Should we go outside now? Dacă sunt zgomote foarte mari, mai bine nu. Just no. Bun, ziua 21. Oh god. Timmy e fătic. Alo? Timmy, what the fuck, dude? Timmy is very hungry. Timmy is pretty fatigued. Hungry and hungry, bun. Copiii mâncare și voiam să mergem într-o expediție și o să trimitem mâine pe Mary Jane în expediție. Ar fi frumos dacă am putea și noi să facem un nou medkit din bug spray-ul ăla. Acum ține totul de noroc, dacă avem noroc. Dacă n-avem noroc, nu vom face nimic. Ted Dolores. Mary Jane, tocmai ți-am dat de mâncare. Oh my fucking god. Ok, next. Mary Jane, du-te afară cu mâna goală. Nu-mi permit să pierd nimic din chestiile pe care le-aș putea, putea da ei. Iar dacă îi dau ceva, sigur o să îl strice în expediție. Next, next, next. Stai așa, cineva are nevoie de ceva? No. Lumea e insetată, dar până la ziua 25 mai este. Ziua 24. Ok. Hai să vedem ce se întâmplă pe aici, bla bla bla, deshidratare, hungry, hungry, părinții au nevoie de mâncare. Părinții mâncare. There's never a good time to go on, you know, but it seems like this is necessary, ok. It would be a good idea to make this happen rather than later and plan the trip outside before we could make it. An unknown creature started growling at us in the darkness. Ok, o să folosim pușca ca să tragem la, în cap la creatură. Să sperăm că nu era un cățel și pușca nu este stricată, asta e bine. Ok, never saw it again. Ok, deshidratare, deshidratare. Astăzi este ziua 25, deci astăzi toată lumea primește apă. Ziua 26. La ziua 23 am trimis-o pe Mary Jane afară sau 24? Pentru că nu știu exact cât timp trebuie să stea afară și când se întoarce. Bun, toată lumea pare să fie ok. Ce zice aici? Timing got back from the shell expedition. Timmy nu a fost trimis în expediție până acum. Ci că Timmy s-a întors în shelter din expediție așa, s-a și arăta bine, dar apoi rana infectată, hai să folosim toporul că n-avem ce să facem pentru că altfel se îmbolnăvește. Ideea e următoarea, Timmy nu a fost în nicio expediție. Oh god, Dolores să-i fătig de acum. Oh, grozav. Bă, cel puțin am... Uite, am stricat toporul pe el, ne-a adus două de astea de mâncare, Mary Jane, dar... ok, toată lumea pare ok, în afară de Mary Jane care nu are nevoie de mâncare. Dar, sincer, cred că aveam nevoie mai multă de apă. O să mergem iar într-o expediție.
There's a group of approaching our shelter and they don't seem like the occasional friendly scavengers. Okay, they look like they're out for blood or cans, probably cans. Okay, hai să folosim pușca ca să ne apărăm. Să sperăm că lucrurile o să meargă bine. Pușca este distrusă. Nice. Cowards running, the question is what happens with Alpha, my function is... ok, bun, am înțeles. Ce se întâmplă dacă se strică pușca? Cred că pușca deja e stricată. Hungry, fatigued, hungry. Thirsty, thirsty. Ok, copiii au nevoie de mâncare. Dar lui Mary Jane tocmai am dat de mâncare, dude. Asta e bullshit. Ok, stretch a bit, get some fresh toxic air. Ok, bun, hai să o trimitem... Îl trimitem pe Ted afară. Fuck him. Îl trimitem pe Ted cu... E bine, nu avem ce să-i dăm. Mâna goală. Marș afară, Ted. Aduc chestii foarte bune. Mi se pare că de la a treia expediție deja suntem urmăriți și nu mai e safe deloc să mergem. Deshidratare, deshidratare, bla 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 bla. Toată lumea e ok. Tăceți din gură, n-aveți nimic. Shine our boots and hoist the flag, the army is on the radio game. Oh god. Au zis că trebuie să folosim lanterna ca să le dăm un semnal. Ghișe, lanterna ni s-a stricat în cutremurul de pe la începutul jocului. A trebuit să salvăm radioul. Rozav, ce zice aici? No signal has to wait, besides the much flash of battery cost, especially in this economy. Ah, ok. Deshidratare, hungry. Bun, deci azi toată lumea apă și Dolores mâncare. Dolores mâncare. Am zis azi toată lumea... Dacă dădeam next și nu observam că am apăsat din greșeală acolo. Next, enjoying the little things and important things. So, when Mary Jane found some seeds in the shelter, we can... Ok, no. A găsit niște semințe și vor să planteze planta aia stupidă și vor să le dau o sticlă de apă pentru asta și nu, n-o să fac asta. There are plenty of better ways to use our water. Exact ce spun și eu. Mai avem jumătate de sticlă de apă. Dacă Ted nu ne aduce apă... A venit una care vrea gloanțe, dar n-avem să-i dăm. Pum, 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 pum. Next. Fatigued, hungry, tired, fatigued. Ok, Mary Jane mâncare. Deci jur, parcă și în ranul trecut și în ăsta numai mâncare am luat din expediții, dar nu apă. Oh. No, asta nu e bine. Ne dădea o mască de gaze pentru pușcă, dar nu mai avem nevoie de mască de gaze. Ne dau o lanternă pentru Boy Scout Handbook, dar e cam târziu acum. No, mersi. Ted, apă te rog. Oh, a adus niște apă. Bine, boss. Bine, bine, bine. Ok, ce ai găsit mai exact? Ai găsit două sticle de apă. Oh, o hartă și un... Oh, shit, dude, nice. Thirsty, fatigued, hungry. Deci, thirsty, fatigued. Deci, Ted mâncare. Și atât. Ok. Ce zice aici așa? Ok. Pleasant, ok. The biology class, the PE teacher, bla, 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 bla. Despre attempts. Mă gândesc dacă scrie pe aici pe undeva că am fost urmărit și ar trebui să avem mai multă grijă. Că dacă scrie aia ar trebui să nu mai mergem în expediții, dar văd că n-a scris. Cred că de la a treia expediție. Hai să mai pregătim o expediție. Oh, we can't sleep. There you go, boys. Toată lumea este nebunită mâine. Și fix de mâine, nici măcar nu stă. No? Ah, uite. Crazy, tired, fatigued. Mary Jane, cred că vei fi dat afară din casa asta. Nu știu cum să zic. Bun. Tired, hungry. Ok, te dare nevoie de mâncare și timid la fel. Te dare nevoie de mâncare și timid la fel. Nimeni nu poate să meargă în expediție, așa că fuck it. Nu mai mergem în nicio expediție. Mâine vom scăpa de Mary Jane, care este nebună. Trebuie să scăpăm de ea. O să ne nebunească și pe noi și nu e bine. Toată lumea apă în afară de Mary Jane. În afară de apă, mai are cineva nevoie de ceva? Ted are nevoie de mâncare.
Am înțeles, Ted. Next. Fără expediție. Dressed in green pajamas, knocking on a hatch, something entrepreneur. Ok, the merry man. Take, to take from the rich and give to the poor. We're pretty poor. Hai să-i lăsăm, poate o să ne dea chestii. Cred că 3 sticle de apă și 3 de alea de mâncare nu e foarte mult și s-ar putea să ne dea mai mult dacă... Ne-au dat un medkit. Oh god, nu pot să cred că ne-au dat un medkit. Crazy, fatigued, tired. Cred că e timpul ca și Timi să... Oh my god. So, hungry, tired, Timi, crazy. Nu putem să folosim medkit-ul. Dacă l-aveam înainte, l-au dat fix după. Asta e atât de bullshit. Ok, mâncare lui Dolores. Next, next, next. Sounds, they're coming from the goddamn walls. They're damning us crazy. Something crawling in the vents. Relax, take a deep breath. Calm down before starting. Maybe try something relaxing for a bit. Ok, o să ne jucăm cu cărțile ca să ne relaxăm, pentru că aparent ne-a apucat claustrofobia. And Ted e nebun tu. Bă, deci e incredibil. Ted has gone crazy. Grozav, dacă... fucking bullshit, dude. Crazy tire fatigue, crazy fatigued. Nimic interesant. We don't wash ourselves, we get sick. Seriously sick. Ok, hai să folosim masca de gaze ca să... nu mai mirosim, aparent. Dolores, te rog, nu nebuni, tu ești singura speranță. Ok. Thirsty, fatigue, crazy, tired, thirsty, ok, toată lumea pare să fie ok. Trash can becoming full, bla bla bla, hai să folosim Boy Scout handbook-ul ca să curățăm gunoiul. Așa. Ziua 39. Deshidratare, deshidratare, mâine o să le dăm de băut. Next, next, next. Nu mergem în expediție și ce... Oh, paid us a visit, asking if you have a map of our town or shelter. Ok, o să le dăm harta geminilor. Ok. Asta înseamnă că dacă mai rezistăm, s-ar putea să vină să ne salveze. Dacă mai rezistăm, oameni buni. Happy to see them again, blah, blah, blah. We clearly handed in a map and pointed in several locations, maybe more checking out. They left before the gathering, ok. Few hours, blah, blah. We hope find a good place, maybe you could visit them when the camp is ready. Yep. Deshidratare, deshidratare, crazy tired, ok, crazy tired, hungry. Timi are nevoie de mâncare, toată lumea de apă, ok. Next, next. Expediție. Timi is not in the best condition to venture outside. Ok. Bun, n-o să mergem în expediție, pentru că dacă îl trimitem pe Timi, îl pierdem. Dacă nu ar mai fi ăștia nebuni, frate. Hungry, crazy, crazy, hungry. Ted are nevoie de mâncare. Next, fără expediție. We're fine. Then when all of a sudden our map fell down. Maybe shelter is haunted, map fell down. It revealed some sort of safe behind it. We don't remember. Ok, hai să verificăm safe-ul. Ce se poate afla în safe care să fie rău? Bună întrebare. Vom afla acum. Ei, ăștia nu mai sunt... tired, asta e bine, dar încă sunt crazy. Terrifying. That damn ghost. Grozav, am pierdut niște mâncare. Cum Dumnezeule mare deschizi un safe și o fantomă înăuntru și pierzi mâncare? Hungry, crazy, crazy, ok. Dolores are nevoie de mâncare. Nu mai stăm bine deloc cu proviziile. Vom merge într-o expediție pentru mâini. Îl vom trimite pe Timi, pentru că Timi este copil și în jocul ăsta, ca să câștigi, trebuie să ai adulți în, în shelter. Thirsty, thirsty, crazy, thirsty, ok, toată lumea pare să fie cât de cât ok, next, next, next. Oh, grozav, Ted sau Timi, pentru că sunt nebuni, au stricat cartea, grozav. Timi, marș afară. Cu masca de gaze, adică masca de gaze cred că e cam inutilă în momentul ăsta, dar dacă te ajută cât uși de puțin, fie. Bun, 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 bun. Hai să vedem, scrie ceva de el, să sperăm că o să se întoarcă. We don't know what we'll do if he doesn't come back. Ok. Deshidratare, deshidratare, ziua 44. Următoarea zi. Ziua 45.
Astăzi trebuie să le dăm apă, astora 2. Memories or not, we need to keep our heads clean and get a grip on Dolores, not survive, bla bla bla. Ok, toată lumea primește apă. Heard a quiet knock on the door, but when I opened and found a suitcase on the doorstep that was no one around. It isn't signed, but it's sure I mean for us. Ok, deschidem valiza sau nu? Stai așa, mă. 60 seconds suit case. Hai să vedem care sunt outcome-urile posibile, dacă mă înțelegeți. Ce zice? Items. Nu văd nimic interesant aici. Nu văd pagina asta despre suitcase străin și știu că poate să fie capcană în suitcase-ul ăla și mai bine nu deschidem pentru că nu vreau să mă rănesc. Așa, fatigued, crazy, fatigued. Next. They offer. Trading, yes. Bun. Oh my god. Ne dăm mâncare pentru cărți. Dacă aveam tablele, voiam apă. Câtă mâncare avem? Un can. No, n-o să luăm mâncare, no. Dacă puteam să luăm apă, dădeam tablele pentru apă în orice zi și în orice dimineață, dar așa nu. Ok. He might not be coming back. Grozav, Timmy nu mai vine. Măcar am scăpat de el. Fatigued, crazy, fatigued, hungry, bla bla bla. Ok. Newspaper, our toilet tissue. Ok. Grozav, am stricat harta. Să sperăm că o să vină Gemini mai rapid, pentru că nu mai avem decât vreo maxim 10 zile de rezistat cu proviziile astea. Cu apa mai ales, fatigued, hungry, crazy, ok, Ted are nevoie de mâncare. Ted are nevoie de mâncare, and next. Ok, bun, am înțeles, hai să vedem ce se află în acel suitcase, ok? Hai să vedem, poate e ceva... am luat niște apă din... Yes. Okay. Bun, am făcut rost de niște apă, oameni buni. La ziua 50 trebuie să le dăm de băut, după aia la 55, după aia o să rezistăm până la ziua 60, cred. Dacă până la ziua 60 nu ne salvează nimeni, cred că suntem morți. Coughing, get used to it. The ventilation fan is all halted, but we need to fix it before the... Okay, trap, ok, bun, hai să folosim bug spray-ul ca să omorâm șobolanii din ventilație. Să sperăm că o să funcționeze. Deshidratare, hungry. Ok, Dolores are nevoie de mâncare astăzi. Site to spray the hell out of the vent, just to be safe. Site to do. A couple of mutated insects fell out following by a gust of fresh air. Nice. Ok, so Dolores mâncare. Fără expediție. The siblings are back with their group. Can we finish? They are attempting main... Ok, bun. Au nevoie de niște jocuri pentru copiilor. O să le dăm cărțile. Thank fucking God că nu am dat cărțile pentru mâncare atunci. O să le dăm cărțile. Și următoarea dată când o să vină, o să ne salveze. Dacă avem noroc. Dacă avem noroc, oameni buni. Suntem atât de aproape de a fi salvați. Și nu uitați că ăsta este hard mod. Este cel mai greu mod pe care putem juca pe jocul ăsta. Nu mergem nici noi pe o expediție. Dancing cockroach. Nu putem să scăpăm de cockroach-ul ăla, de gândac. Nu avem nici cartea, nici bug spray-ul. O să sperăm că tot o să fie ok. Ok, ia să vedem. Fatigue, crazy, bun. Toată lumea pare să fie ok. Mai avem... 50? Nu putem să mergem până la ziua... Până la ziua 65 putem. Oh, greșeala mea, oameni buni. Putem să mergem până la ziua 65. Dacă e să ne luăm după provizia de apă. Bun, nimic interesant acolo. Trebuie să fiu foarte atent acum la paginile astea. Pentru că s-ar putea să auzim o bătaie în ușă. Și dacă auzim bătaie în ușă, trebuie să răspundem. Pentru că sunt Gemini cel mai probabil. Ok, n-au nevoie de nimic. Next. A grupă de doctor nu ne-a dor... Requesting some supply. No. Nu le dăm ultima sticlă de apă. No. Avem nevoie de apa aia și, Doamne Sfinte, bine că nu ne-au atacat pentru că nu le-am dat-o. What is this scam? They're not even real doctors. Ok, bun. Thirsty, hungry. Ok, Ted are nevoie de mâncare. Este ziua 53, deci este normal să le fie sete. Ted are nevoie de mâncare. Ok, ziua 55 le dăm de boat. Next.
We have a working radio. Hai să ascultăm radio, deși sincer acum e cam târziu să fim salvați de armată. Cred că suntem la un pas de a fi sa... L-am și stricat, de ce nu? Ok, whatever. Deshidratare, hungry, Dolores are nevoie de mâncare. Și asta a fost ultima provizie de mâncare pe care am avut-o. If you don't know anything about roaches in your home... ok. Nu putem să folosim nimic ca să scăpăm de gândaci și asta nu arată bine. Asta nu arată bine, asta cu gândaci nu arată bine. Ok, next. Astăzi este ziua în care le dăm de băut. When emptying our bucket in the phone, we discover the hastily drawn map on one of the ruined walls. Someone drew it on a route mark. Ok, hai să vedem ce se află acolo așa. Ted este nebun, hai să-l trimitem să vedem, să sperăm că se întoarce. Și s-a întors, dar n-a adus nimic. Oh, a adus un bug spray. Grozav, acum când e cam târziu ca să mai scăpăm de ei. Fucking amazing, Ted. Next. Aparent pot să-l bărbieresc pe Ted. Puteam, dacă aveam un topor, dar nu am, așa că neinteresant. No axe, no shave. Maybe another time. Ok. No. Cockroaches aren't playing around. Bun, hai să folosim bug spray-ul ca să omorâm gândacii, ca să scăpăm de ei. Să sperăm că asta i-a rezolvat. We've won the battle, maybe the whole war. After the massacre, oh, my God, man is dumped. Ok, thirsty, bun. Toată lumea e ok. Next, dash becoming full. Oh, grozav. Oh, Jesus. Folosești un item. Ziua următoare ai nevoie de el. Oh, God, no. Teddy e nebun și a plecat. Oh, nu spune că a luat și ultima... Oh, nu, avem apă. Ok, deshidratare. Dolores, tu ești singura speranță, baby. Și e nebună! A nebunit! Knock, knock, this sound is almost surprising. Good or bad, just always curious. Shall we open the door? Yes. Fucking GG, boys! Fucking GG, boys. Fucking GG! Am reușit, oameni buni, am câștigat din nou pe hard mode. Un rând de aplauze, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Jocul ăsta este cumplit de greu. Mi-aduc aminte că nu reușeam să câștig pe easy. Și acum să câștig pentru a doua oară la hard. Jocul ăsta e foarte greu, serios. Dacă îl jucați pe easy, o să vedeți cât de greu e. La hard, teribil de greu. Și când mă gândeam, că prin ziua a treia mă gândeam, na, ar trebui să tai de aici, nici măcar nu mai filmez, că n-avem harta. Când mă gândesc că era să fac prostia aia. Oh, boys! Fucking win! Vreau un rând de like-uri și de aplauze, oameni buni. Hai să dăm next. Astea sunt toate zilele de aici, a new beginning. Am fost salvați. Pe muche de cuțit eram, pare. Frate, fără provizii, eram nebuni. Minunat. Bun. Păi, înseamnă că vom pune capăt acestui minunat episod aici, oameni buni. Nu uitați să lăsați și voi un like pentru 60 seconds. Sincer să fiu, l-am câștigat la hard pe jocul ăsta. Pe un livestream. L-am câștigat și în video. Cred că nu mai avem ce să facem până când nu se bagă niște update-uri noi și interesante. Poate niște challenge-uri noi, cine știe, dar deocamdată eu zic că am terminat jocul ăsta, ok? Este oficial terminat pe video, am